Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 25 august 2021. Eu am început acum câteva zile împachetarea sau semi-împachetarea stupilor. Motivul este că nu mai avem ce să le facem. S-a terminat cu activitatea, marea activitate în stupina. Îndepărtăm sticluțele care ne-a folosit la stimulări. Am aici un sac, le adunăm cu un sac. Totodată îndepărtăm și tratamentele cu oxalic. Și în același timp verificăm un pic și colonia să vedem care e starea ei. O altă lucrare ce mai fac eu la colonia care are propolis, mai adun un pic de propolis pentru uz personal. Aici avem cuibul. Eu am mai strâns odată colonia. Acesta va deveni rezid, adunăm și pe aceste lavete, băgăm în sac de plastic. Și-a făcut datoria și oxalicul. Din câte văd, nu mai trebuie strâns această mică colonie, nu mai trebuie strânsă. Să văd dacă aceasta e propolis sau ceară, mi se pare că e mai mult ceară. Aici avem un pic de propolis, o să-l iau. Iau acel propolis. Așa adun eu niște propolis, cum am spus, pentru uz personal. Adun acolo puțin. Adunăm în alcool și consum eu, e foarte bun. Am avut ceva probleme cu infecții, cu probleme din astea de sănătate și de vreo câțiva ani, odată la 3-4 ani îmi fac cam un litru. E foarte bun și pentru durerile dentare, cine suferă de astfel de afecțiuni, mai ai o măsea stricată, mai ocolim dentistul, în cazul meu nu pot să fac lucrări la acest nivel din cauza inimii. Atunci facem ceva mai ecologic, așa. Adică încercăm să folosim alternativă. Atunci adun eu propolisul ăsta un pic. Ceara nu mă interesează. Cât este, e foarte bun, deci nu... Nu trebuie să fie nici foarte mult. Bun, cam așa. Adunat un pic. Acum să arunc o privire în colonie. După care urmează împachetarea. Nu este împachetarea finală. E doar împachetarea pe care o fac la începutul de septembrie. Sfârșitul de august. Depinde de situație. Eu acum fac această lucrare dacă totul e în regulă. De obicei este. Arunc o privire dacă există puiet. Există albinuțe și după diafragmă. Nu e o problemă. S
să văd dacă mai trebuie să strângem, dar când vezi așa albine după diafragmă, chiar nu mai e cazul. De strâns. În perioada asta toți apicultorii, sau majoritatea, cei care încă nu s-au liniștit cu stimulările și cu tratamentele și n-au terminat cu hrănirea de completări, aceia mai au de lucru, sunt întârziați. Iată, aceasta e ramă care va ierna albinuța cu mâncare. Să știți că albinele nu căpăcesc toată mierea. Chiar dacă mierea... Iată ce frumos miere. Chiar dacă mierea ajunge la umiditatea corespunzătoare, albina nu căpăcește toată mierea, își păstrează și pentru ea. Dar ce consumă dacă o căpăcește pe toată? Trebuie să consume și ea și puietul care îl mai are. Și atunci își lasă acolo celule cu miere necăpăcită. Celule cu miere necăpăcită. Verificăm prezența puietului, cantitatea de hrană. Aici avem ceva puiet. A pus și ceva larve. Arată bine. Prezența puietului în stup poate să fie până, în cazul meu, mai găsești la începutul octombrie câteva celule acolo. Dar de acum această albină care iernează în mare parte, o să observați că zborul albinei în general este așa mai anemic. Și când vă uitați în stup, atunci albina în mare parte se găsește acolo. Iată, așa stă albinuța pe rame. Iată, aceasta este deja o ramă care, să văd dacă nu cumva sunt ouă aici. Această ramă o punem în marginea cuibului, că nu mai văd puiet pe ea. Și pe cealaltă avea puiet căpăcit. Aduce albina păstura în mijlocul cuibului, da? Venim și reparăm această anomalie. Vă uit la o albinuță, are polen verde pe piciorușă. Sincer, n-am mai văzut verde intens. Deci reparăm această anomalie. Nu e o anomalie, mai e câte o colonie care pune mai spre mijlocul cuibului asta păstura. Haideți să nu vă deranjez foarte tare, mai scot o ramă, două și lasă în pace. Densitatea albinei bună. E foarte bună densitatea albinei. Aici avem puiet mai mult, totul e în regulă. Nu are rost să scos toate ramele. Păstură frumos, coroniță pentru iernat. Nu știu dacă matca va mai depune ou sau nu, dacă depune, va depune oricum restrâns. Oricum e binișor, arată frumos. Acum e restrâns pe 8 rame. Îmi place de
anumiți apicultori care restrâng și n-au nici albine pe rame, adică ce mai restrângere. Fac o restrângere, n-au nici albine. Dacă vrei să ai o restrângere, măcar să ai albine acolo pe ramă. Să ai cu ce iernă. Bun, aici la arvar e totul în regulă. Totul pare în regulă, mătcuța e aici. Încă depune ouă. Foarte faină treaba. De fapt, restrângerea o faci în mai multe etape, nu pe dintr-o dată. Că, de exemplu, aici nu mai trebuie restrângerea. Restrângerea care am făcut acum vreo 3 săptămâni e foarte bună. Așa, ne aducem ramele după diafragmă. Acele rame mai le las un timp, o să vină topite. Mai văd ce fel de rame mai am nevoie și după aia voi topi o parte din rame. Iată, aici mai avem ceva păstură. Mire, își mai aia. Ea își mai cară de aici după diafragmă, încă nu e frig ca să nu lucreze albina. Albina mai lucrează încă. Așa mai încet, dar mai continuă cu munca. Bun, deci arată frumos această colonie. Putem să stăm liniștiți că iernează în condiții bune. Mai mergem, deschidem doi roi. O să împart filmulețul ca să nu pară așa lung. Acoperim acum în totalitate. Așa. Venim cu păturica. Venim cu o păturică, frumos. Acoperim. Așa va sta până în octombrie, așa va sta. Acoperit cu păturica. El este împachetat. O să îndepărtăm și folia, în locul la folie o să punem o bucată de carton. Cam asta este pachetarea. Bun, acum trecem la o altă colonie. O să pun separat filmulețele, ca să nu fie așa lungi. Aici scrim că pe data de 25, 08, 221, stare bună.